35.000 de lei, adică 7.000 de euro. Atât au reușit să strângă elevii Colegiului Național C de Loga, în urma proiectului caritabil Logan pentru Viață, pentru copii internați la Spitalul lui Sturcanu. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de aparatură pentru monitorizarea funcțiilor vitale. Proiectul Logan pentru Viață, realizat în totalitate de elevi, a avut două componente. O expoziție cu vânzare găzduită de galeria Logan pentru Viață, din cadrul Colegiului Național C de Loga și un spectacol de teatru Ora Londrei, jucat în fața unui public care a umplut până la refuz. Salamare a Teatrului Național Timișoara. Spectacolul Ora Londrei din cadrul proiectului caritabil Logani pentru Viață a depășit toate așteptările. cu Un scenariu original scris de David Seco, elev în clasa 11, -a, interpretat de copii, s-a adresat tuturor categoriilor de vârstă, mai ales copilului din noi. Ne-au purtat prin toată gama de emoții, ne-au atins cele mai profunde și ascunse sentimente, vorbindu-ne despre relațiile cu părinții, despre vise împlinite și neîmplinite, despre traume, despre atât de multe încât simt că nu le pot cuprinde. Într-o liniște absolută, la mare a Teatrului Național Mihai Eminescu, acești tineri fabuloși au reușit ceea ce de multe ori nu reușesc profesioniștii, spune Violeta Bontilă, director al Colegiului Național Loga Timișoara. Dorința mea este ca oamenii să se gândească la responsabilitatea imensă pe care o poartă creșterea unui copil și la consecințele distrugătoare pe care lipsa de comunicare și iubirea greșit înțeleasă le pot avea. În plus, e important că reprezentanții mediului didactic au putut să vadă cât talent și câtă dedicare există în copii pe lângă programă, pe lângă teme și meditații, poate chiar în ciuda lor mulțumesc direcțiunii, profesorilor implicați și, în primul rând, colegilor cu care am lucrat. Acesta a fost cadoul meu de despărțire pentru liceu. Mă despar cu speranța că am schimbat ceva în bine, spune David Seco.